Ion Luca Caragiale Vizită M-am dus la Sfântul Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietină, ca să o felicit pentru onomastica unicului său fiu, Ionel Popescu, un copilaș foarte drăguț de vreo opt anișori. N-am voit să merg cu mâna goală și i-am dus băiețelului o minge foarte frumoasă de cauciuc și foarte elastică, Atențiunea mea a făcut mare plăcere a micei mele și mai ales copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat ca maior de roșiori în uniformă de mare ținută. După formalitățile de rigoare, am început să convorbim despre vreme, despre sorții agriculturii. Domnul Popescu, tatăl, este mare agricultor, despre criză și așa mai departe. Am observat doamnei Popescu, că în anul acesta nu se prea vede la plimbare, la teatru, la petreceri. Doamna mi-a răspuns că de la o vreme îi se urăște chiar unei femei cu petrecerile, mai ales când are copii. Să-ți spui drept cât era Ionel Mititel, mai mergea. Acu, de când s-a făcut băiat mare, trebuie să mă ocup eu de el, trebuie să-i fac educația. Și nu știți dumneavoastră bărbații cât timp îi ia unei femei educația unui copil, mai ales când mama nu vrea să-l lase fără educație. Pe când doamna Popescu îmi expune părerile ei sănătoase în privința educației copiilor, auzim, dintr-o odaie de alături, o voce răgușită de femeie bătrână. Uite, coconiță! Ionel nu s-a stâmpără!" Ionel!" strigă Madame Popescu. Ionel, vin la mama!" Apoi, către mine încet, nu știi ce strângar se face și deștept. Dar vocea de dincolo adaugă, Coniță, uite, Ionel, vrea să-mi răstoarne mașina, astâmpără-te că te arzi. Ionel!" strigă iar Madame Popescu. Ionel, vin la mama! Săr, coniță! Varsă spiritul să aprinde! Ionel! strigă iar mama și se scoală repede să meargă după el. Dar pe când vrea să iasă pe ușă, apare micul maior de roșiori cu sabia scoasă și oprește trecerea luând o poză foarte marțială. Mama ia pe maiorul în brațe și îl sărută. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Nu ți-am spus să nu te mai apropii de mașină când face cafeaua? Că dacă te arzi, moare mama. Vrei să moară mama? Dar, întreb eu, pentru cine ați porunci cafea, Madame Popescu? Pentru dumneata. Dar de ce vă mai supărați? Dar ce supărare! Madame Popescu mai sărută odată dulce pe maiorașul, îl scui păsănul de oache și îl lasă jos. El a pus sabia în teacă, salută militărește și merge într-un colț al salonului, unde, pe două mese, pe canapea, pe fotoluri și pe jos stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre toate, maiorul alege o trâmbiță și o tobă. Atârnă toba de gât, suie pe un superb calv vânat rotat, pune trâmbița la gură și, legănându-se călare, începe să bată toba cu o mână și să sufle în trâmbiță. Madame Popescu îmi spune ceva. Eu n-au nimica. Îi răspund totuși că nu cred să mai ție mult gerul așa de aspru. Ea n au de nimica. Ionel! 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 Du-te dincolo, mamă! Spargi urechile dumnealui! Nu e frumos când sunt musafiri! Iar eu, profitând de un moment când trâmbița și toba ta -adaug... și pe urmă dumneata ești roșior în cavalerie, maior! Strigă mândrul militar. Tocmai, zic eu, la cavalerie nu e tobă. Și majorul nu cântă cu trâmbița. Cu trâmbița cântă numai gradele inferioare. Majorul comandă și merge în fruntea soldaților cu sabia scoasă. Explicația mea prinde bine. Majorul descalică, scoate de după toba pe care o trântește cât colo. Asemenea și trâmbița, apoi începe să comande. Înainte, marș! Și cu sabia scoasă, începe să atace strașnic tot ce întâlnește în cale. În momentul acesta, jupâneasa cea răgușită, intră cu tava aducând dulceață și cafele. Cum o vede, maiorul se oprește o clipă, ca și cum ar vrea să se reculeagă fiind surprins de inamic. Clipa însă de reculegere trece ca o clipă și maiorul, dând un răcnet suprem de asalt, se repede asupra inamicului. Inamicul dă un țipă de desperare. ține coniță, că mă dă jos cu tavă!" Madame Popescu se repede să taie drumul maiorului care, în furia atacului, nu mai vede nimic înaintea lui. Jupânea sa este salvată, dar Madame Popescu, deoarece a avut imprudența să iasă din neutralitate și să intervie în război, primește în obraz, de desubtul ochiului drept, o puternică lovitură de spadă. Vezi? Vezi dacă faci nebunii? Erai să-mi scoți ochiul. Ți-ar fi plăcut să mă omori? Sărută-mă. Să-mi treacă și să te iert. Maiorul sare de gâtul mamei și o sărută. Mamei îi trece. Iar eu, după ce am luat dulceața, mă pregătesc să sorb din cafea. Nu vă supără fumul de tutun? Întreb eu pe Madame Popescu. Vai de mine! La noi se fumează! Bărbatul mă fumează și dumnealui uh, mi se pare că îi cam place. Și zicând dumnealui, Mama mi-arată zâmbind pe domnul Maior. A, zic eu, și dumnealui? Da, 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 dumnealui, să-l vezi ce Caraghese cu țigara în gură, să te prăpădești de râs, ca un om mare. A, asta nu e bine, domnule Maior, zic eu. Tutunul este o travă. Da, tu, de ce tragi? mă întrerupe maiorul, lucrând cu lingurița în cheseaua de dulceață. Ajunge, Ionel! Destulă dulceață, mamă! Iar tapu stomacul. Maiorul, ascultă! După ce mai ia încă vreo trei-patru lingurițe, apoi iese cu cheseaua în vestibul. Unde te duci? întreabă mama. Viu acu, răspunde Ionel. După un moment se întoarce cu cheseaua goală, o pune pe o masă, se apropie de mine, îmi ia de pe meșcioară tabachiera cu țigarete regale, scoate una, o pune în gură și mă salută militărește ca orice soldat care cere unui civil să i împrumute focul. Eu nu știu ce trebuie să fac. Mama râzând îmi face cu ochiul și mă îndeamnă să servez pe domnul maior. Întind țigareta mea, militarul o aprinde pe a lui și fumând ca orice militar, se plimbă foarte grav de colo până colo. Eu nu-l pot admira în destul. Pe când mama îl scuipă să nu de ochi și îmi zice scuipă-l să nu mi de ochi. Maiorul și-a fumat țigareta până la carton. Apoi se repede la mingea pe care i-am adus-o eu și începe să o trântească. Mingea sare până la policandrul din tavanul salonului, unde tulbură grozav liniștea ciucurilor de cristal. Ionel, asta împără părăte mamă, ai să spar ceva. Vrei să mă superi? Vrei să moară mama?" Dar maiorul s-a întârjit asupra ghiulelei săltătoare care i-a scăpat din mână. O trântește cu mult necaz de parchet. Eu, aduc spre gură ceașca, dar vorba francezului antre la cup ele levră, mingea, îmi zboară din mână ceașca, opărindu-mă cu cafeaua care se varsă pe pantalonii mei de vizită. Culoarea oului de rață. Ai văzut ce ai făcut? Nu ți-am spus să te astâmperi. Vezi? Ai supărat pe dumnealui. Altădată nu o să-ți mai aducă nicio jucărie. Apoi, întorcându-se către mine cu multă bunătate. Uh, nu e nimic. Uh, iese. Cafeaua nu pătează. Iese cu nițica apă caldă. Dar n-apucă a să termine și deodată o văd schimbându-se la față ca de o adâncă groază. Apoi dă un țipăt și, ridicându-se de pe scaun, Ionel, mamă, ce ai? Mă întorc și văz pe maiorul alb ca varul cu ochii pierduți și cu drăgăleașa lui figură strâmbată. Mama se repede spre el, dar până să facă un pas, maiorul cade lat. "Vai de mine!" țipă mama. "E rău copilului, ajutor! Moare copilul!" Ridic pe maiorul, îl deschii repede mondirul la gât și la piept. Nu-i nimic, a zic eu, apă rece. Îl stropez bine, pe când mama pierdută își zmulge părul. Vezi, domnule Maior? Îl întreb eu, după ce își mai vine în fire. Vezi, nu ți-am spus eu că tutunul nu e lucru bun? Altădată să nu mai fumezi. Am lăsat pe Madame Popescu liniștită, cu scumpul ei Maior, Afară din orice stare alarmantă, și-am ieșit. Mi-am pus șoșonii și paltonul și am plecat. Când am ajuns acasă, am înțeles de ce maiorul ieșise un moment cu cheseaua în vestibul, ca să-mi toarne dulceața în șoșoni. Sfârșit!